Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Iubitoare de libertate, născută pe 12 decembrie, nu dorești să fii ținută în lese sau să fii închisă în patru pereți. Situațiile monotone și companiile plictisitoare nu-ți vor putea menține atenția multă timp. Scopul tău este să-ți extinzi viziunea asupra lumii prin studiu și călătorii. Deșteaptă și inteligentă, Îți place să călătorești în lume, să faci sport și să te relaxezi în aerul curat, tendința ta de a te muta din loc în loc și de la o experiență la alta, reflectă dorința de a aduce diversitatea și de a-ți schimba viața, pui un accent deosebit pe starea ta fizică, îți pasă de modul în care te miști și, în general, de modul în care îți gestionezi corpul, acest lucru nu înseamnă în niciun caz că ești lipsită de orientare spirituală, doar că perfecțiunea fizică te interesează cel mai mult. Atul tău este capacitatea de a recunoaște o persoană prin starea corpului său. Tu poți determina starea fizică și psihologică a oricui cu care trebuie să te confrunți. Știi cum să-ți declari prezența. Și din nou, aceasta nu are o conotație dureroasă de presiune sau de opresiune, deoarece obții toate acestea cu activitatea. Vioi și atitudinea sănătoasă față de viață. Indiferent de dacă ești zveltă sau plinuță, nu suferi niciodată de complexe și te simți foarte confortabil, reușești să-i stimulezi pe alții doar cu prezența ta. Semnul tău zodiacal aparține constelației săgetători. Semnul zodiacal săgetător este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități: inconstanță, sinceritate, determinare, ești energică, iubești natura, ai o sete mare de independență spirituală. Viața ta este afectată de maestosul și spiritualul Jupiter. Această planetă ți oferă noroc și bunătate, energie și generozitate, dar nu fără gropi aici. Sinceritatea și ambiția ta pot fi echilibrate de frivolitate, o tendință de a-ți asuma riscuri. Generozitatea și complianța pot ajunge în motivație și neglijență excesivă, iar vitalitatea ta poate fi dispersată datorită mișcării în toate direcțiile simultan. Conștientă de numeroasele tale abilități și virtuți, poți fi lovită de vanitate și aroganță, care, la rândul lor, pot duce la dezvoltarea ipocriziei și a pasiunii pentru plăcerile vicioase. Ar trebui să te bazezi pe spiritualitatea ta deosebită, evitând complexele napoleoniene și disprețul față de ceilalți. Iubirea de divertisment și senzualitatea dezvoltată te poate duce la diverse tipuri de dependențe. Ești plină de bunăvoință, dar un aventurier etern, generoasă și în același timp ambițioasă. Jupiter, patronul tău ceresc îți dăruiește cu generozitate o spiritualitate dezvoltată și vigilență pentru bogăția materială, dorința de a te dezvolta și dorința arzătoare de a primi recunoașterea tuturor virtuților tale. Nu este surprinzător faptul că atât de multe trăsături izbitoare intră în conflict, formând o personalitate extrem de interesantă, dar destul de complexă. Așadar, fiind o persoană maestuoasă și elegantă, ar trebui să-ți asculți impulsurile generoase, dar nu să-ți diminueze motivația. Trebuie să dai frâu liber sociabilității și prieteniei, fără să ajungi din ipocrizie, să te bucuri de impulsivitate, dar să-ți controlezi acțiunile și consecințele lor. Deoarece Jupiter gestionează cele mai profunde programe ale psihicului tău, Adesea este dificil pentru tine să separi influențele externe de caracteristicile inerente ale personalității tale. Ar fi minunat să poți stabili în convingerea ta că orice schimbare este posibilă din interior și că mereu vei avea suficientă forță pentru asta. Guvernatorul tău astral este Jupiter. De la acesta tu primești pasiunea pentru tot ceea ce este prestigios, succesul în învățarea limbilor străine. Interesul pentru ceea ce s-a întâmplat de multă timp, pentru istorie și filozofie, pentru cunoașterea omului și psihologie. Jupiter este patronul pentru profesorii universitari, agenții de turism și al agenților matrimoniali. Planeta ta în exil este Mercur. Lui Mercur îi poți mulțumi pentru percepția numai a informațiilor care sunt în concordanță cu convingerile tale, precum și pentru ta de obiectivitate. Te distingi prin curiozitate, spirit, un simț al umorului subtil, companiile plictisitoare nu sunt capabile să te rețină, nici situațiile monotone. Încerci să cunoști lumea, te plictisești înconjurată de aceiași oameni. Acest lucru se datorează inconstanței tale, ești înclinată să schimbi familia, țara de reședință, locul de muncă, pentru tine, a merge înainte este firesc. Mai mult, mișcarea trebuie să fie neapărat independentă, fără așa numitul balast sub formă de obligații trecute, legături învechite. Chiar dacă aspectul tău fizic diferă de standardele general acceptate, de exemplu, dacă ești excesiv de obeză, sau ai o structură incorrectă a corpului, reușești să te asiguri că imperfecțiunea se dovedește a fi un avantaj pentru tine. Ciudat, dar merită să spun că imaginea ta fizică pare să se dizolvă în spațiu, iar ceea ce este de fapt esența ta apare la suprafață. Latura fizică a aspectului tău servește ca un fel de fațadă, în spatele căreia se ascunde o persoană completă diferită. În plus, într-un grad mult mai mare decât alții știi să-ți manipuleze vocea, obținând rezultate uimitoare. Poate că ar trebui să deci singură care este răspunsul la întrebarea, am într-adevăr nevoie de aprobarea constantă a celorlalți, educarea independenței și demnității în sine este o condiție indispensabilă pentru creșterea ta spirituală, obiectivele intangibile, fie ele religioase, spirituale, filozofice, te vor ajuta să găsești adevăratul sens al vieții te distingi față de alți nativi din săgetători prin astfel de trăsături speciale, ești bună, veselă, independentă, cinstită, cum afectează data de 12 decembrie soarta ta, perfecțiunea fizică, dexteritatea și harul sunt de o importanță deosebită pentru tine. Nu acorzi atât de multă atenție dezvoltării tale spirituale, dar îți poți aduce parametrii fizice la indicatori ideali îți poți îmbunătăți corpul și îți perfecționezi agilitatea, experimentând mândria, comparând rezultatele cu parametrii celorlalți oameni. Dintr-o singură privire către o persoană, ești capabilă să stabilești dacă este angajat într-o activitate fizică sau nu are nicio legătură cu sportul. Adori să furnizezi spectaculozitate în fiecare acțiune și să atragi atenție universală. Energia se revarsă din tine infectându-i pe alții și determinându-i să acționeze. Îți place să pui în practică teorii despre alimentația corespunzătoare și stilurile de viață sănătoase și dorești să-i convertești pe toți la credința ta. Indiferent de aspectul tău, te afli în deplină armonie cu tine însăți și cu mediul. Îți dezvolți propriul corp și sculptezi din el ceea ce ar trebui să fie, după părerea ta. Dacă aspectul tău este departe de a fi perfect, aceste lucru nu te va împiedica să te simți destul de confortabil și să-ți subliniezi deficiențele, transformându-le în virtuțile tale. În strânsă comunicare, îți dezvălui calitățile interioare profunde, care de obicei sunt greu de observat în spatele manifestărilor exterioare viale naturii tale. Prin aspectul tău extravagant, Ascunzi vulnerabilitatea lumii tale interioare. Ceva foarte fragil și vulnerabil se ascunde în sufletul tău, mult mai mult decât se poate aștepta cineva. De asemenea, știi să-ți acordezi vocea la culoarea potrivită, pentru a influența pe ceilalți într-un anumit fel, împingându-i să-ți îndeplinească solicitările acordarea unei atenții sporite dezvoltării personalității tale și îmbogățirea ei cu beneficii spirituale este necesară. Grija numai pentru aspectul tău nu va conduce la rezultatele dorite. În căutarea bunăstării materiale, poți pierde ceva mai valoros și pur în viața ta. Trebuie să încetezi să fii atât de dependentă de opiniile altora. Ar trebui să depui eforturi pentru independență și autosuficiență. Revenind de la artă, religie sau filozofie, vei putea înțelege adevăratul sens al vieții și ți vei găsi destinul în ea. Dragoste și compatibilitate Este dificil ca cineva să reziste farmecului tău, nu numai că ești atractivă, dar și modul de gândire provoacă emoții puternice în partener. În relațiile cu bărbații, nu tolerezi patriarhia ești obișnuită și accepti doar să fii în condiții egale cu un partener? Nu ți este frică să iei inițiativa și să iei chestiunile în propriile tale mâini? Pentru a fi cucerită inima ta, nu poți să lupta decât bărbați strălucitori și carismatici, în niciun caz inferior ție. Un candidat pentru inima și mâna ta trebuie să fie capabil să creeze împreună cu tine un cuplu demn. Lei și berbecul sunt cea mai potrivită pereche pentru tine dacă Uniunea are loc în aninte de vârsta de 28 de ani, vei putea coexista în condiții egale, fără a vă suprima libertatea reciprocă. În astfel de Uniune nu există loc pentru gelozie, împreună veți forma un tandem puternic, inspirându-vă reciproc pentru noi realizări. După vârsta de 30 de ani, singura opțiune viabilă pentru tine rămâne un săgetător el va accepta cu ușurință comportamentul tău extravagant, îți va oferi completă libertate pentru că o cere și el, și cel mai important, îți va respecta cu sfințenie spațiul tău personal, pentru că și el are nevoie de același lucru. Singura condiție însă este ca partenerul săgetător să fie mai în vârstă ca tine și de preferată la a doua căsătorie. Cu pești și fecioara îți poți arăta calitățile de conducere jucând prima vioară dintr-o relație. Scorpionului este greu să te înțeleagă, din cauza dorinței lui de a fi întotdeauna cel mai bun din toate. Balanța și Capricornul nu vor putea înțelege dorința ta constantă de schimbare și pofta de aventură, astfel încât o astfel de relație, cel mai probabil, nu va fi armonioasă. În dragoste o opțiune ideală este vărsătorul, dar este bine să-l păstrezi în zona de iubit. Sub același acoperiș vei exploda deseori din cauza lipsii lui de chipzuință, cheltuielilor excesive și răcerii așternute odată cu praful pe actul de căsătorie. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, iubitoare de libertate. Nu-ți place să stai între patru ziduri, nu poți fi legată de obligațiile de viață de zi cu zi, prețuiești spațiul personal, îți place să fii singură, dar nu ești sociofobă. Încerci să-ți extinzi orizonturile creative, profesionale, îți place să studiezi, să călătorești, ești orientată spre cunoaștere, ești curioasă, ai o minte întrebătoare, optimistă, ești ferm convinsă că totul va fi bine. Nu poți fi numită fidelă companiei. Ești credincioasă numai dorințelor tale. Astăzi lucrezi confortabil aici, mâine dacă la orizont va apărea o perspectivă mai atractivă, colegii și vor aminti numele angajatului responsabil. Pentru tine este complet firesc să schimbi slujbe, proiecte. Ești înclinată să studiezi, să-ți încerci mână. Toate acestea duc la progres personal. Materialitatea pentru tine este secundară. Sănătate și bol cea mai importantă sarcină pentru tine este să cunoști limita propriilor abilități și să înveți să ți limitezi activitatea ireproșabilă. Somnul adecvat, alimentația, exercițiile fizice, relaxarea, te vor ajuta să câștigi un sentiment de securitate și confort. Problemele de sănătate sunt rodul dependențelor tale, al acțiunilor prost concepute, al neglijării prudenței este recomandat să acorzi atenție activității sistemului digestiv, respirator. La cea mai mică problemă, trebuie să consulți un medic. Bolile se pot dezvolta rapid. În dietă, trebuie pus accent pe alimentele terestre, pâine, carne, legume, reducând consumul de alimente care pot excita sistemul nervos, zahăr, cofeină. Este bine să incluzi cereale în dieta ta, orez, grâu, porumb, Exercițiile precum tai chi și yoga vor fi extrem de utile pentru tine. Destinul și norocul Universul ți-a dăruit o natură fericită, talentată. Pot spune că ești născută sub o stea norocoasă. Te plimbi ușor prin viață, toate ușile îți sunt deschise, ești înconjurată de energia bunăstării, bucuriei, iubirii. Reușești în viață. Sufletul tău este curat, ești generoasă, milostivă, Amabilă și corectă. Sfaturi pentru tine. Interesul excesiv de sine este dușmanul tău. Există riscul să devii egoistă, narcisistă. Nu te bloca în aspectul fizic al vieții. Dezvolteți spiritualitatea în tine. Ferește-te de atașamentul excesiv față de lucruri și oameni. Încearcă să devii realistă.